Okay. Ok, și ne mutăm la cea de-a doua prezentare din acest stream. De data aceasta o să ne vorbească Ovidiu Dolha de la ISDC. Ceea ce ne-a plăcut la Ovidiu este faptul că s-a gândit să treacă la o altfel de prezentare, adică hai să fim puțin mai era să spun mai agil, dar nu e cazul. Hai să fim puțin mai altfel și să renunțăm la PowerPoint-uri și să venim cu ceva care să fie altfel decât PowerPoint-ul. Ovidiu, o să te rog să spui câte ceva despre ceea ce faci tu și ce înseamnă requirements-urile în proiecte, înainte să începi prezentarea. Mersi, am o parte despre asta în prezentare, așa că... Sunt curios dacă merge cu Prezi, te recomand, dar dacă nu, o să am nevoie de puțin ajutor. Perfect. Salut! Foarte recent mi-am făcut mobilă la bucătărie. Asta e designul, în caz că nu v-am dat seama și e așa de bun. Și am petrecut puțin timp evaluând diverse posibilități ca să ajung la cea mai bună variantă care se potrivește pentru mine. A ieșit ceva de genul ăsta. Sunt destul de mândru. Dacă vă uitați foarte atent, probabil nu vă dați seama de nicio diferență. Dar există câteva diferențe importante. De exemplu, sus, culorile sunt diferite, partea aia este un corp în spatele centrale, foarte frumos făcut. Asta e partea reală. Și jos am ales varianta cu un setar pentru acces mai rapid la conținutul de acolo. Ok, motivul pentru care am ajuns la diferențele astea e că am discutat cu cei care îmi făceau mobila. Pe parcursul discuțiilor am aflat o fel de lucruri interesante, atât tehnice cât și de design, astfel încât am agreat să schimb anumite chestii, să adaug anumite chestii și în final, bine, sunt mult mai multe diferențe, dar astea sunt cele mai mari. Ok, două variante anterioare, poate că vă plac mai mult. Mi-au plăcut și mie la un moment dat, dar în final am ajuns la varianta portocalie, care pentru mine reprezintă un pic de energie și e destul de calmă încât să pot să stai acolo suficient timp. Ok. Ce am decis împreună cu cei care mi-au făcut mobile au fost câteva lucruri importante pe care le-am și scris. Codurile de material, foarte important. Ce anume mă aștept să primesc. Și distribuția culorilor finală, după cum vedeți, de asemenea dimensiunile pe care le are fiecare corp, înălțimea de la blat la corpurile de sus și așa mai departe. Eu sunt Ovidiu, requirements engineer în ISDC. Am jobul ăsta de ceva timp, nu foarte mult. Pot să vă spun foarte pe scurt ce înseamnă requirements engineering la noi. Este medierea între client și echipă. Medierea între client și echipă, cum mai numim și proxy product owner uneori, de care ne-am dat seama că avem nevoie atunci când avem, odată avem clienți dificili care poate nu înțeleg ce înseamnă product owner sau nu pot să fac rolul ăsta, să îndeplinească rolul ăsta îndeplin și atunci luăm noi partea asta și clientul devine un stakeholder printre toți ceilalți. De asemenea, mă mai ocup cu Continuous Improvement. Activist, sunt un suporter destul de focat. Și ca copilul din mine, întotdeauna o să fie un developer. Deși nu mai scriu cod, am scris destul de mult și personal încă mă mai ocup și cu asta.
Din punct de vedere personal, am câteva pasiuni importante, 3 de design, CGI, după cum ați observat, hangar outer și plac stelele. De asemenea, acum că am bucătărie, intenționez să devin un bucătar mai priceput. Și, apropo, am păr lung și cred că asta a fost ceva ce i-a dărâtat pe organizatori. Tocmai mi-am dat seama. Ok. Topicul pe care îl abordez azi e grooming. Și o să vă spun când am început să mă, când m-am angajat la ICDC, când am început să lucrez, eram developer. La un moment dat era undeva prin 2007, cred, când am auzit prima dată despre AGI și ce însemna. Noi lucram la un proiect care era Waterfall. Era definit Waterfall, mă rog, acum nu o să vă zic detalii despre proiect. Lucrurile n-au mers extraordinar de bine, din diverse motive obiective. În momentul în care am auzit de grooming prima dată, era ușor după ce am auzit de Agile și ce m-am gândit sau ce am înțeles eu, la fel cum probabil înțelegeți mulți dintre voi. Bineînțeles, cu timpul, mi-am dat seama că grooming nu înseamnă ceva mai mult decât atât. Ok, nu? Și totuși, în final am înțeles ce înseamnă... Ok. Sunt niște exemple care totuși au ceva de a face cu grooming-ul. Chiar și cu grooming-ul din Agile. În primul rând, poate fi ceva care e ușor fuzzy și nu înțelegem ce se întâmplă acolo sau ce-i dedesubt. Prin grooming devine clar, devine frumos. Sau poate fi ceva ce e ușor messy, ușor dezaranjat. Și cu grooming devine mai puțin messy, dar basically rămâne același lucru. Sau poate să fie ceva complet ciudat, care devine ceva complet ciudat, dar total altceva. Ok. O să trec la partea mai concretă. Și o să încep de la două întrebări fundamentale, care cred că mă ajută să definez mai bine ce înseamnă grooming-ul. O să încep cu ce nu este grooming-ul. Și ce nu este din punctul nostru de vedere, Alisa de Ciobi și eu ca reprezentant, în niciun caz nu e descoperirea cerințelor. Descoperirea cerințelor se întâmplă înainte, de asemenea un pic pre-grooming în cadrul organizației noastre. Cred că e un termen folosit, nu știu cât de comun, dar în orice caz, grooming-ul se întâmplă după. De asemenea, nu e planning. După cum știți, planning-ul se întâmplă odată ce avem cerințe care sunt cât de cât clare, good enough to go și putem să împărțim story-urile sau cerințele oricare ar fi ele. Așadar, e undeva între. Dar, de asemenea, nu este o analiză și un design. De multe ori se întrepătrund, dar, după cum vedeți, eu consider că analiza și designul e ceva ongoing, ceva ce transcede atât grooming-ul, cât și descoperirea requirements-urilor, cât și planning-ul. Deci e undeva peste tot. Și undeva în paralel, din punct de vedere al activității și esența activității de grooming. Ok. De asemenea, se aude foarte des și se auzea la noi în firmă că grooming-ul e un meeting. Da. Poate fi un meeting, sau poate fi mai multe meeting-uri, dar nu numai un meeting. De asemenea, auzeam că vine product owner și ne zice ce avem să facem, ce avem de făcut. Un discurs. Da, e un discurs, dar nu e numai un discurs. De asemenea, nu e o listă de întrebări, nu e un Q&A session. E toate astea și mult mai mult. Esența grooming-ului nu se află în cele trei descrise acolo. Ok, atunci, din punctul meu de vedere, e o listă de activități, o serie de activități care se întâmplă. Poate fi făcută în diverse moduri, organizate în diverse feluri, pot fi meeting-uri, pot fi discuții, one-to-one, tot felul, indiferent. Și aici, nu cred că mai vorbim de Scrum, putem vorbi de orice Agile. Agile implică clarificare, înțelegere, clarificare, dezbatere și negociere.
Astea sunt cele patru tipuri de activități fundamentale care se întâmplă în grooming. Ele pot fi diverse, se pot face în diverse moduri. Poți să, cum ziceam, poți să stai cu cineva, să discuți. De exemplu, dacă avem ceva mai extrem, atunci un grooming poate fi, pur și simplu, developer cu product owner, one-on-one. E foarte important de înțeles că există o dezbatere, astfel încât ajungem la clarificare și la înțelegerea comună, dar există și o negociere în grooming. Pentru că noi de pe atunci ne putem da seama cam ce se poate face și ce nu se poate face. Ne putem da seama ce e inline cu arhitectura, ce nu e inline cu arhitectura și așa mai departe. Deși o păstrăm la nivel funcțional, putem să avem o negociere astfel încât să zicem, să ajungem la cele mai potrivite și realiste cerințe. O să vă dau un definition, care e de la noi, din burtă, și cred că poate fi îmbunătățit. A set of activities initiated by the product owner and scrum master with the objective to make improvements to the product backlog in order to have just sufficient detail about the user stories so that the planning meeting can be productive. Whew. During the grooming phase, requirements are debatable, negotiable and changeable. Un pic cam lungă, cred că o putem îmbunătăți. Right guys? Dar descrie esența grooming-ului din punctul nostru de vedere. Ok. Scena asta reprezintă într-un mod grafic ce se întâmplă la noi în activitățile de grooming sau în faza de grooming a unui proiect, că nu pot să zic sprint. Grooming-ul e ceva ce se întâmplă cumva în paralel cu sprinturile și poate avea ca scop nu neapărat următorul sprint, poate să includă diverse cerințe din product backlog item. Foarte important aici, avem o fază de pregătire în care membrii echipei citesc cerințele sau consultă documente adiționale, se uită la mail-uri, orice ar fi input-ul pentru grooming, trebuie să fie destul de analizat de echipă înainte. Și aici ne așteptăm să existe un set inițial de cerințe deja. Nu pot fi doar, nu știu, high-level vision, nu intră aici. Ok, partea următoare, care e și cea mai scurtă din punctul nostru de vedere, trebuie să keep it to the subject, e prezentarea pe care product owner-ul o face către echipă. Prezentarea itemilor aleși pentru grooming, care pot fi de obicei lucruri ce urmează a fi făcute sau pot fi long term. După cum vedeți, pot fi user story-uri sau pot fi epici sau pot fi chiar un modul funcțional întreg care are o simplă descriere și așa mai departe. Toate astea, în cadrul grooming-ului, trebuie să fie transformate în bucățele mici care pot fi planificate ulterior. În cadrul grooming-ului, actually, echipa se adună, în cazul nostru, și discută despre itemii respectivi, împreună cu product owner-ul, clarifică tot ce au de clarificat, estimează rough relative estimations in story points, în cazul nostru, notează assumptions și așa mai departe. Ce e foarte important, ce vreau să rețineți din desenul ăsta. Odată că pregătirea e mult mai importantă decât meeting-ul respectiv. Al doilea lucru, că interacțiunea între membrii e mult mai importantă decât prezentarea simplă a cerințelor de către product owner. Și a treia, keep it on functional side și lăsați discuțiile tehnice, care uneori sunt într-adevăr useful, chiar și în grooming, dar ar trebui să aibă un focus mult mai redus. Asta e exact pe principiul de agile, că ține mai mult la astea trei și mai puțin la cele trei. Ok. După grooming, ce rezultă? E o serie de item. În agile, user stories, ca să fie foarte clar pentru toată lumea,
Și trebuie să avem un acceptance criteria. Un acceptance criteria care e just good enough. Și ce înseamnă asta? Din punctul meu de vedere, un acceptance criteria e o listă de așteptări care sunt clare și complete, și o să vă zic imediat ce înseamnă. Sunt potrivite pentru echipa și clientul cu care lucrăm, în modul în care sunt scrise, din punct de vedere al limbajului și din punct de vedere a nivelului de detaliu. Pentru parametri, avem niște descrieri foarte precise. O să intru în detaliu în curând. Și ar trebui să avem referințele marcate, referințele la tot felul de documente sau alte input-uri. Așteptările, ce înțeleg eu, e pur și simplu trebuie să descriu într-un mod simplu ce mă aștept eu o să fac, ce mă aștept că alții o să facă în răspuns și ce mă aștept că sistemul sau sistemele o să facă. Descriem asta într-un mod clar, ceea ce pentru mine înseamnă simplu, to the point. Ar trebui să verificăm să nu avem cuvinte sau formulări care pot fi interpretate și nu avem contradicții în descriere. Complet. Înseamnă că am acoperit cazurile importante, cazurile majore. Avem o structură contractuală și aici cred că o să aud un bui imediat. Prin structura contractuală nu înțeleg că o să descriu absolut fiecare liniuță din tot ce mă aștept să se întâmple, dar mă aștept să aibă logică și mă aștept să aibă o structură care poate fi citită ușor, care poate fi citită și înțeleasă într-un mod natural, adică să avem o parte. Dacă vorbim despre, nu știu ce bucățică, scrie dintr-o parte, nu numai liniuțe random cu foarte multe cerințe care, ca să le înțelegi, trebuie să le citești de 3 ori. Ok. Trebuie să avem excepțiile menționate, cel puțin, și constrângerile la fel. Tailored to the team and to the client. Cred că e foarte clar pentru toată lumea că în Agile cerințele, sau poate nu e clar, cerințele sunt scrise într-un mod încât să fie utile pentru echipă și pentru client. Pentru echipă, în mod special, ca să înțeleagă ce are de făcut, și pentru client, ca să poată valida că ceea ce vrem noi să facem e ok și in line. Și la precise, nu o să intru foarte mult în detaliu, dar aici mă refer la non-functional requirements, unde mă aștept să nu aud performance good. Vreau să văd numere. Și asta e important, deși suntem într-un context agile, e foarte important să avem numere când vorbim de non-functional. Am avut experiența unde non-functional requirements-urile au fost dezbătute destul de heavy în final pentru că ne-am hotărât la o descriere foarte ambiguă. Ok, și mă aștept să fie referințe la mock-ups, la documente, la alte story-uri, link-uri externe, orice ar fi. Dacă face parte din ce mă aștept eu să se întâmple cu user story-ul ăsta, atunci ar trebui trecut în acceptance criteria. Și dacă, de exemplu, am un mock-up, pentru că în acceptance criteria nu vreau să mă apuc să descriu fiecare element de interfață, atunci pot să fac o referință, and that's it. Și aia înseamnă că ne-am înțeles la aia. E foarte important să avem versionare și să avem, de exemplu, să fie foarte specific referențiat. Adică să fie versiunea X, pagina 5. Asta, din punctul meu de vedere, e just good enough acceptance criteria. Mai mult de atâta și aveți birocrație. Descrierea, am vrut foarte scurt să fac o diferență între acceptance criteria și descriere, dar nu cred că e cazul aici. Ok, imaginea asta ne dă, prin asta am vrut să arăt cât de important e ca toți să vadă același lucru prin acceptance criteria. Atât stakeholderii, cât și product owner-ul, cât și membrii echipei. Ceea ce uneori e foarte greu să faci, pentru că stakeholderii o să citească mult mai greu e ceva ce poate poți să explici echipei cu două cuvinte. Ok. Bun. Câteva beneficii adiționale la grooming sunt estimările preliminare care se pot face în cadrul grooming-ului, as part of that. Soluțiile funcționale și mai ales alternativele care sunt puse pe masă. Riscurile și dependențele, foarte important.
și mă rog, assumption-urile care sunt chiar acolo. Dar poate unul dintre cel mai important, faptul că avem grooming-uri regulate, dă posibilitatea product-ului să împărtășească viziunea cu echipa și putem ajunge la un commitment ridicat și din cauza ownership-ului comun și pe care îl au toți membrii față de produsul respectiv. Ok. Am zis câteva chestii. Acum, cum aplicăm asta într-o organizație? Și eu o să vă dau exemplu din ISDC, legat și de grooming, dar legat de multe alte practici agile. Cum am reușit noi să facem să propagăm anumite best practices, printre care și ce v-am arătat despre grooming. În ISDC noi avem un Continuous Improvement Program, this guy knows. Continuous Improvement, foarte pe scurt, înseamnă 4 pași simpli. Începe cu plan, se continuă cu do, check, act. Back to plan. Ce înseamnă plan? Planifică ce ai de făcut. Do, fă ce ai de făcut. Fă ce ai planificat. Check, verifică ce ai făcut. Și verifică și modul în care ai făcut-o. Act. Ia anumite măsuri, astfel încât în viitor să poți să faci mai bine și să poți să faci mai eficient. Și ceea ce tragi, concluziile care tragi din act, trebuie să meargă înapoi în plan. Asta e. That's the most important thing. În programul de improvement avem așa numit SDC Defined Agile Model. Și cum am auzit într-o prezentare precedentă, asta e exact the tailored agile pe care îl avem noi în companie. Noi suntem un grup de oameni care ne ocupăm cu următoarele activități. În primul rând, descoperim practicile, le luăm din organizație, adăugând experiența pe care o avem în diverse arii, pentru că suntem reprezentanți din requirements, din development, din... acoperim multe arii. După care le rafinăm, ne gândim, încercăm să le structurăm, să le organizăm și este o serie de livrabile pe care după aia le împărtășim și le validăm cu organizația înapoi. Ultimul pas de consolidare e ceva cu care ne ocupăm acum și o să vă spun imediat. Descoperirea o facem prin interviuri sau prin sesiuni deschise unde ne adunăm un grup de oameni. Cine vrea, discutăm un topic, luăm informațiile, le colectăm. Ok, ăștia suntem noi și avem și un program de introducere a noilor membri. Actual working, rafinăm ceea ce avem. Lucrăm cumva pe sprinturi, mă rog, sprinturi mai lungi pentru că e cumva additional work pe lângă ceea ce facem deja în organizație. Avem workshop-uri regulate. Și avem individual tasks, fiecare ce face offline. De asemenea, avem research and trials. Câteodată ne gândim că ceva practic ar fi interesant, dar nu suntem siguri că funcționează, hai să încercăm într-un proiect. Și o încercăm și după aia venim înapoi cu rezultatele. Și dacă a mers, o facem vizibilă, o împărtășim înapoi. Și încercăm să o adoptăm peste pe mai multe proiecte unde s-ar putea aplica. Lucrurile pe care le avem ca deliverable. De exemplu, avem un model în Prezi, ceea ce e ceva similar cu prezentarea mea, numai că mult mai complex și sunt foarte multe detalii legate de diverse faze. După cum vedeți, ăsta a pornit de la modelul clasic în care aveam product backlog, sprint backlog, sprint, daily, delivery și am adăugat tot ce era relevant pentru noi cu informații utile. Avem postere de genul ăsta, unde toate principiile importante sunt listate și avem o listă de do's and don'ts vis-a-vis de un subiect. În cazul ăsta e posterul de grooming, dar avem vreo 5 deja, cred. Ok. Da. Cum împărtășim toate informațiile astea pe care le strângem? Avem Knowledge Transfer Sessions. Knowledge Transfer Sessions, și pot să vă arăt o scurtă statistică.
cum IDA nu e ceva de succes la noi. Tot mai multă lume e interesată și participă la sesiunile de genul ăsta. Ultima a fost retrospectiv, în care am avut 64 de participanți, or less. Și, ca exemplu, faptul că trebuie să ne pregătim pentru grooming a fost unul dintre lucrurile care, evident, că s-a îmbunătățit. Pentru că mai de mult se întâmpla foarte puțin și în foarte puține proiecte și acum, dacă te duci, o să vezi că cam toate proiectele fac asta și o văd ca ceva care aduce valoare. Ok, și consolidating, quality assurance, vrem să avem un program mai structurat prin care să verificăm care e nivelul de compliance, mă rog, nu e un cuvânt foarte plăcut, cât de bine adoptă echipele best practice-urile pe care noi le propunem. Și prin asta să colectăm și informații vis-a-vis de ce n-ar fi utile anumite best practice-uri sau de ce cred că altele ar fi mai bune. Ok, puțină reclamă. A fost aici. Asta e modelul nostru. Care sunt concluziile? Păi, primul rând, trebuie să înțelegem ce e grooming-ul și să vorbim aceeași limbă. Eu nu zic că voi, în organizația voastră, ar trebui să aveți aceeași definiție. Dar e important ca în cadrul organizației toți să aveți aceeași definiție. Ok. Pre-groom to obtain initial requirements, esențial. Nu aș vedea o sesiune de grooming în care nu avem ce să discutăm. Și numai să vină product owner să-și pună fanteziile. Pregătirea pentru grooming, bazată pe informația pe care avem, esențială. Faptul că discutăm și schimbăm e, din punctul meu de vedere, esența grooming-ului. Schimbarea, grooming egal schimbare, ca să zic așa. Nu pot să imaginez un grooming din care ieșim cu exact același step de requirements. Aia înseamnă că ori am dormit toți, ori ceva e seriously wrong. Settle on acceptance criteria, odată ce ne-am înțeles, make it, puneți-o pe hârtie, faceți-o clară pentru toți și validați-o cu clientul. Și nu uitați să vă îmbunătățiți și să vă împărtășiți practicile legate de grooming, dar și de alte activități în cadrul organizației. Poate să facă o diferență foarte mare. Now's the time for questions. If any. Da. Vorbește. Vă vorbim despre activitățile de pre-grooming, de preparation, practic, pentru grooming și de activitățile specifice de grooming. Aveți timp alocat clar din start, în cadrul sprintelor, pentru oameni, pentru activitățile astea sau cum? Da. Da. Și cât din timp, dacă poți să ne zici? Depinde foarte mult de context. Nu știu, pregătirea pentru grooming poate fi, depinde și cât de des faci grooming. La noi se întâmplă undeva pe sprint. Odată pe sprint, pregătirea undeva la 30 minute, o oră și grooming-ul efectiv poate fi 2 ore. Cam astea din experiența mea, poate sunt și alte variante. Cine participă? La... încurajăm ca la grooming să participe toți membrii echipe. Da. Faceți grooming pe întreg backlog sau doar pe funcționalități noi? În general, se întâmplă să facem grooming cu focus mare pe funcționalitățile care urmează a fi făcute. Dar atingem uneori și aspecte mai long term. Și cred că asta poate chiar un lucru care putem să-l îmbunătățim, ceea ce dă echipei mai multă vizibilitate la întregul produs, cred eu. Dar în general cu 80% pondere cam așa pe sprintul următor.
Vreau numai să mai zic o chestie legată de întrebarea dinainte, că am răspuns prea subit. Deci, participă toată echipa, dar din cauza că noi vedem utilitatea, dar nu e o regulă pe care o impune. În general așa se întâmplă și se vede utilitatea acolo. Ce se întâmplă dacă mergi cu cei seniori? Până la urmă, cei seniori o să facă grooming cu cei juniori. La un moment dat, la birou, whatever. Timpul tot acolo e. Și, de fapt, poate fi chiar mai mult. Dar informația se distorsionează în cauza telefonului fără fir. Ok. Am și eu o întrebare. Vreau să spun mai puțin de rolul de moderator. Ai zis la început că ai rolul de moderator în echipa de grooming și vreau să te întreb puțin cam ce implică asta, de pe lângă golul în care ai spus. Păi, e o chestie foarte contextuală. În proiectul curent, ca și exemplu, am discuții frecvente cu echipa și mai puțin frecvente cu clientul, din păcate. Încercăm să menținem un contact cu clientul, dar, de exemplu, noi n-am reușit să facem suficientă availability pentru el să vină să discute cu echipa direct, decât foarte rar. Și în cazul ăsta intervin eu, cumva personalul și simt responsabil să iau anumite decizii fără client și asta e destul de important, că numai chiar să iei informația și o duci și să o duci înapoi, there's no point of that. Deci trebuie să ai un anumit empowerment, să iei anumite decizii și să știi când să te duci înapoi la client sau când să aștepți clarificări neapărat pentru că e o decizie pe care nu poți să iei. Și asta e cel mai dificil, să-ți dai seama unde e threshold-ul ăsta. Depinde foarte mult. Trebuie să înțelegi clientul și organizația cu care lucrezi, ceea ce uneori e dificil pentru că nu ai acces efectiv la informația aia. Și aici mă aștept, în general, la suport din partea project managerului. Să mă ajute să mă fii puțin în organizația lor ca să înțeleg ce vor să facă, care e scopul, care e oamenii și așa mai departe. Just a comment. So grooming is so important in Agile that Ken Schreiber, the father of Scrum, says that 5% of a sprint should be spent on grooming. That means that in a sprint of 2 weeks you can spend half a day for grooming in total, and that is an investment because this way you make sure that the sprint plan is shorter, so you don't lose so much time. On the other hand, this is actually testing the quality of the stories which are delivered by the product owner side. Yes, actually grooming. So I just wanted to add a bit on that one. So I guess the latest Scrum guide that came out in 2011, they changed their mind a bit. They reduced a bit the release planning practices, and now in the Scrum guide they are saying that no more than 10% of the time of a sprint should be spent in backlog grooming. They're kind of returning back to the rules. They are pushing much more towards this team interaction and work on it. Okay. Ok, dacă nu mai sunt întrebări. Mulțumim. Ok, și pentru că